La Centrul Cultural al orașului Covasna a avut loc sâmbătă 5 martie un moment istoric de mare amploare. Edilii orașelor Covasna și Călăraș din Republica Moldova s-au întâlnit pentru a semna protocolul de înfrățire a celor două orașe. În 17 septembrie 2013, Ministerul Afacerilor Externe al României a răspuns solicitărilor noastre, transmițându-ne două propuneri de localități din Republica Moldova, care ar corespunde profilului stațiunii orașului nostru și anume orașul Călăraș, făcându-se precizarea că administrațiile celor două orașe și-au exprimat interesul pentru înfrățirea cu orașul nostru. Așadar, a fost redactat proiectul Convenției de Înfrățire, Consiliul Local al orașului Covasna hotărând aprobarea înțelegerii de cooperare. Primarul a urat celor din Călăraș bun venit acasă în Covasna. Prin înfrățirea orașului Călăraș cu orașul Covasna, care este o stațiune balneoclimaterică de interes național și care dispune de factori terapeutici naturali de o importanță deosebită, se va încerca promovarea și în Republica Moldova pentru a atrage cât mai mulți turiști, atât pentru curele balneare cât și pentru agrement, a scris mesagerul covasna.ro.